Mergem acum și în Franța, unde președintele Emmanuel Macron începe astăzi o vizită de stat de 3 zile în Germania, treapta cea mai înaltă de pe scara diplomatică, împărțită între capitală și 2 orașe care întruchipează fiecare o față a Germaniei contemporane. Münster, în vest, și Dresda, în fosta Republică Democrată Germană. Primul este aproape de granița Rinului, iar al doilea de Polonia și de Republica Cehă. Marcela Ferraru, editor al FNews în Franța, ne spune mai multe despre mizele acestei vizite. Bine te-am regăsit, Marcela! Bine te-am găsit, Flaviu. Așa cum bine știm, relațiile dintre Franța și Germania, concret dintre Macron și Olaf Scholz, nu sunt la cel mai bun nivel pe care l-au avut vreodată. Cât de importantă este această vizită și ce va reuși să aducă bun, să spunem așa, președintele francez? Macron este primul după Jacques Chirac în anul 2000 care face o vizită de stat la vecinul său și primul șef de stat francez care vizitează estul țării de la reunificarea Germaniei, ca să vezi că totuși miza este foarte importantă. La sosirea sa în capitală va primi onoruri militare de nivelul unei vizite de stat, înainte de a participa la o cină de stat care va reuni pe cancelarul în funcție Olaf Scholz și pe fosta cancelară Angela Merkel. Luni Macron ține un discurs pe teme europene tinerilor la Dresda, iar marți se întâlnește cu liderii germani lângă Berlin pentru un consiliu de miniștri comun franco-german. Parisul și Berlinul se luptă să relanseze motorul european, însă diplomații sunt unanimi, cum spuneai și tu, relațiile nu au fost niciodată atât de degradate. Mărul discordiei, desigur, războiul din Ucraina. Acest război care ar fi putut să revide drept trambulină pentru o inițiativă franco-germană care să garanteze securitatea continentului, nu a făcut decât să paralizeze dialogul. Diferențele despre care vorbim, Marcela, sunt conciliabile totuși sau vorbim chiar de o așa zisă natură strategică a lor? Cum stă situația? Da, să știi că sursele de conflict abundă. Dotat cu butonul nuclear, Emmanuel Macron a încercat să propulseze o componentă de securitate europeană, dar Olaf Scholz s-a aruncat în brațele aliatului american, ca de obicei. Ocolind Franța și fără consultări, cancelarul a lansat un proiect industrial de crearea unui scut antirachetă care reunește între alții și Israelul și Washingtonul, dar cred și România. Olaf Scholz a criticat public ipoteza trimiterii de trupe la sol în Ucraina, iar Emmanuel Macron nu renunță la ideea de disuasiune nucleară europeană, care a Germania, evident, îi se opune, preferând să păstreze umbrela exclusiv americană. De asemenea, ministrul german al finanțelor este împotriva oricăror împrumuturi comunitare în favoarea industriei de apărare, chiar dacă se așteaptă progrese în proiectul unei piețe europene de capital. Într-un context atât de degradat, nenumărați specialiști în relația franco-germană pun la îndoială chiar oportunitatea acestei vizite de stat. Miză mare, fără îndoială, să vedem ce efecte va genera vizita lui Macron. Urmărim și venim cu toate detaliile. Marcela, îți mulțumesc!